Acest buletin informativ este destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți titlurile ediției. 1.500.000 de lei au fost ridicați de CMA în urma unor percheziții efectuate în mai multe oficii teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat în baza dosarelor de corupție. Câte persoane au fost reținute, aflați în câteva momente. Start examenelor de bacalaureat. Peste 3.100 de elevi al Oling deja au participat la susținerea examenului la limba și literatura română. Despre emoțiile și impresiile elevilor vă spunem la știri. Nu există un singur lider în lume care să susțină Ucraina mai decisiv decât însuși Joe Biden. Cui aparține declarația? Aflați la știri externe. Uniunea Europeană este în verba scrutinului electoral. Cetățenii comunității își aleg în această săptămână Parlamentul. Inițial, pe 6 iunie, vor vota țările de jos și Irlanda. Când își vor putea exprima votul și cetățenii din alte țări ale UE, aflați la știri. Zece de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au descins săptămâna trecută cu 30 de percheziții domiciliare și la schimburile valutare implicate în schema de finanțare ilegală a formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șur. În urma acestora, polițiștii au ridicat sume de bani în diferite valute, în valoare de aproximativ 3 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, în cadrul documentării s-a stabilit că începând cu luna aprilie, Ilan Șor organiza periodic la Moscova diferite ședințe cu reprezentanții partidelor politice afiliate acestuia, care de fapt ar fi fost utilizați în calitate de curieri. Нет, Галя, послушай внимательно, никто ничего не этот. Ты ничего, ты только берешь и сдаешь. Чего? Aceștia identificau persoane care de regulă sunt membrii organizațiilor teritoriale și le propuneau să se deplaseze în orașul Moscova contra sumei de 150-200 de dolari, mai anunță oamenii legii. În orașul Moscova erau cazați în diferite hoteluri, iar apoi participau la o ședință prezidată de Ilan Șor, după care persoane necunoscute curierilor la moment repartizau plicurile cu sume de bani cuprinse între 2.000 și 12.000 de dolari. Pe fiecare plic era indicată suma de bani și familia persoanei care are rol de președinte de sector în cadrul formațiunilor politice, care coincide cu numărul secției de votare în raza căreia activează. Cuiște 2000, cuiște 1000 jumate, câte... De dolari? De euro? De dolari la oameni. O lată câte 1000, câte 2? Da! 1000 jumate, 2500. Înseamnă câte dolari? Că n-avem așa mult de prinit, undeva e? Aici sunt oameni de care de la droție, de la ungenii erau. Totodată, oamenii legii mai informează că persoanele erau instruite cum să se comporte în caz că vor fi verificați la aeroport sau interogați de organele de drept ale Republicii Moldova. Din motiv ce o parte din bani au fost ridicați la aeroportul internațional Chișinău de către organele de drept, la ultimele ședințe, spun oamenii legii, curierii au fost instruiți să transfere banii prin sisteme de transferuri rapide sau direct pe conturile de card. Zi marcată de percheziții și marți, ofițerii CNA au efectuat acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupție, în care sunt vizați angajații Serviciului Fiscal de Stat. Informația a fost confirmată de către purtătorul de cuvânt al structurii, Angela Starinski, care a subliniat că acțiunile s-au desfășurat în nordul țării, la câteva oficii teritoriale ale SFS Bălți, Șoldănești, Soroca, Fălești și Florești.
Potrivit faptelor investigate, începând cu anul 2023, prezent, angajații direcțiilor de servire fiscală Șoldenești, Fălești, Bălți, Soroca și Florești ale Serviciului Fiscal de Stat ar fi pretins și au primit mijloace bănești de la diversi contribuabili pentru tăinuirea încălcărilor fiscale, inclusiv acceptarea restituirii de TVA contrar normelor prestabilite, mărimea mitei constituind 10% din suma returnată. În cadrul investigațiilor au fost constatate mai multe acțiuni de împărțire a mitei între angajații fiscali, dar și acceptarea mijloacelor financiare de către unii reprezentanți ai conducerii direcțiilor menționate pentru evaluarea pozitivă a angajaților din subordine în scopul obținerii procentului salarial ridicat. Astfel, în urma celor 36 de percheziții efectuate la domiciliile, mijloacele de transport și birourile de serviciu ale funcționarilor publici, au fost ridicate obiecte și documente relevante cauzei penale, inclusiv mijloace financiare în sumă totală de 1.500.000 de lei. La acest moment, 5 persoane au calitatea de bănuit, una dintre care a fost reținută pentru 72 de ore. Între timp, Serviciul Fiscal de Stat a reacționat la perchezițiile cu pricina. Cu referire la acțiunile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție, în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, menționăm despre faptul că instituția noastră este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului. Totodată, Serviciul Fiscal de Stat se disociază de funcționarii fiscali care admit manifestări coruptibile în activitatea lor, precum și reiterează angajamentul de a continua activitatea în spiritul legal. Legalității, transparenței, corectitudinii și responsabilității. Ministrul Justiției Veronica Mihailov-Moraru și-ar fi dorit ca Ion Munteanu să fi făcut mai multe în funcția de procuror general interimar, dar chiar și așa, spune șefa de la Justiție, Ion Munteanu s-a arătat destul de ferm în atingerea obiectivului luptei cu corupția, cu criminalitatea, precum și în depășirea mai multor probleme din sistemul procuraturii. Declarația a fost făcută la Postul Public de Radio. Cu siguranță mi-aș fi dorit să, ca domnul Munteanu, ca procuror general interimar, să fi făcut mult mai multe din postura pe care a avut-o, dar pe de altă parte, dumnealui a avut și ocazia să vadă care sunt problemele și provocările. De altfel, eu personal am fost membrul din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor care a dat întrebarea care sunt eșecurile și care sunt succesele în cadrul acestui mandat temporar care l-a avut. Veronica Mihailov-Moraru a mai subliniat că acțiunile imediate ale lui Ion Munteanu în funcția de procuror general trebuie să vizeze promovarea procesului de vetting. Funcția de procuror general este una extrem de importantă pentru a da și tonul de stabilitate în sistemul procuraturii, de a contribui la îmbunătățirea rolului procurorilor în sistemul justiției, să consolideze corpul procurorilor și, în primul rând, să dea tonul în lupta cu corupția înaltă și corupția cotidiană inclusiv. Dar trebuie să recunoaștem că procurorul general nu o poate face singur. Asta trebuie să o facă împreună cu alte autorități, inclusive cu Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, evident, dar și cu alte instituții de drept care au rol de combaterea corupției și a criminalității în general. Însă, din postura de procuror general, este foarte important ca manager și ca conducător să consolideze corpul procurorilor în jurul acelorași obiective și mai ales să îmbunătățească necesitățile care sunt acum în sistem și să intensifice cooperarea internațională în materie penală. Amintim că președintele Maia Sandu a semnat la 1 iunie decretul privind denumirea lui Ion Munteanu în funcția de procuror general al Republicii Moldova. Candidatura lui Munteanu a fost propusă șefei statului de către Consiliul Superior al Procurorilor. Noul procuror general are un mandat de 7 ani. Partidul Acțiune și Solidaritate vede Pactul pentru Europa ca pe un instrument de promovare și de pregătire pentru referendum, dar scopul său nu se limitează la aceasta. Chiar și așa, documentul nu poate fi comparat cu pactul de la Snagov, din cauza diferitelor situații politice, a declarat liderul PAS Igor Grosu într-un interviu acordat unui post privat de televiziune.
Făcând trimitere la Pactul pentru Europa, președintele Parlamentului Igor Grosu a subliniat că la semnarea documentelor relevante, situațiile din România și din Republica Moldova sunt diferite. Mai mult, președintele PAS și-a exprimat regretul că versiunea moldovenească a pactului conține un limbaj vag cu privire la războiul din Ucraina. Давайте напишем прямо. Da, zicem, Să scriem direct. De ce să scriem vag despre întregul glob? Răspunsul a fost că au vorbit mult despre asta. Au discutat că acest lucru ar putea genera întârzierea procesului de semnare. Ne-am exprimat deja public poziția față de acțiunile Rusiei și am confirmat-o atât printr-o decizie în Parlament, cât și la nivel de partid. Și astfel, ca poziția noastră să nu devină un obstacol, am decis să semnăm pactul și să mergem mai departe. Dar consecințele au rămas. Подпишем так. Но, конечно, остался вот этот осадок. Igor Grosu a mai spus că autoritățile centrale au găsit în sfârșit un sediu pentru Procuratura Anticorupție, deși reprezentanții Procuraturii Anticorupție spun că nu știu despre ce este vorba. În centru, nu știu dacă au anunțat deja public, dar din câte știu eu, au identificat deja o clădire. Există o singură instituție acolo și îi vor întreba foarte politicos. Trebuie să ne concentrăm pe lupta reală împotriva corupției. Comentând subiectul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, președintele Igor Grosu spune că negocierile ar putea începe la sfârșitul acestei luni. Nașe prognoze și tot ce noi чувствуем из беседы. Прогнозы наши и то, что симтим din conversațiile cu Comisia Europeană, cu mai mulți parteneri. De exemplu, săptămâna trecută m-am întâlnit. Am fost într-o vizită oficială la Paris. Ne-am întâlnit cu colegii mei. Toate prognozele indică faptul că negocierile vor începe posibil la sfârșitul lunii iunie. Можно в конце июня. Partidul de guvernământ nu este de acord cu poziția organizației internaționale Amnesty International, care a cerut autorităților moldovenești să renunțe la amendamentele cu privire la articolul din codul penal trădare de patrie. Directorul executiv al ONG-ului Veceaslav Tofan a precizat că noua definiție a trădării de patrie, adoptată de Parlament pe data de 30 mai, amenință libertatea de exprimare. Мы принимали и принимаем вот эти изменения, исходя из тех угроз, которые у нас существуют. Acceptăm aceste schimbări pe baza amenințărilor pe care le avem din exterior și din interior la adresa securității statului Republica Moldova. Am analizat foarte atent legislația Franței, cea a României și cea a Poloniei și a altor țări pentru a putea oferi o interpretare mai extinsă a acestei infracțiuni și, da, pentru a contracara acele tendințe, acele acțiuni care, în opinia noastră, sunt efectuate de unele persoane cu ajutorul altor țări. Individuumă, prin pomoși drugih stran. Menționăm că modificările la legea cu privire la definiția trădarea de patrie au fost comentate activ și de către experți. Trădarea de patrie este o acțiune comisă cu premeditație, deci cu intenție directă. Nu poți să comiți trădarea de patrie prin neglijență, prin neatenție. Trădarea de patrie este un act făcut cu premeditație. Și dezinformare se deosebește de răspândirea informațiilor neveridice, se deosebește prin faptul că dezinformare este act făcut cu premeditație. Aici, cum este formulat acest articol, nu este menționat cuvântul intenționat, premeditație, nu este indicat. Și, prin urmare, ei pe larg deschid ușile pentru diferite abuzuri. Omul o să fie arestat, pe urmă, poate peste 5 ani cineva să achite. Între timp, pe rețelele de socializare, autorul amendamentului, deputatul PAS Igor Chiriac, a scris că articolul referitor la trădarea de patrie nu prevede dezinformare, iar scopul modificărilor constă în simplificarea aplicării normei. Menționez că și până în prezent codul penal prevedea răspundere pentru formele de trădare de patrie, iar una dintre acestea era acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova. Această formulare era greu de aplicat în practică, pentru că organul de anchetă nu putea stabili cine este dușmanul care întreprinde acțiuni dușmănoase. Prevederi similare cu cele pe care le propunem există și în codul penal din România, din Franța, din Olanda și din alte state ale Uniunii Europene.
Reamintim că la data de 30 mai, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat amendamentele în lectură finală, după care legea a fost transmisă președintelui spre semnare. Între timp, membrii opoziției BEX au declarat anterior că această modificare a codului penal este o nouă formă de combatere a disidenței. Recenzorii din cadrul BNS au pășit pragul casei șefei statului. Președintea Maia Sandu a participat la recensământul populației și locuințelor 2024, iar acțiunea a fost prezentată în cadrul unui filmuleț postat pe site-ul președinției. Bună ziua! Bună ziua! Vă rog să-i trăiesc la recenzorul de secret dumneavoastră în telefonul de statistică. Da, sigur, vă rog să... Mulțumesc mult! În spot sunt sonorizate doar câteva răspunsuri ale șefei statului. Care este numele de familie al dumneavoastră? Sandu. Sandu? Prenumele? Da. Și cu câte camere locuibile fără bucătărie? Două. Două. Dumneavoastră, care religii considerați ca părăține? Ortodoxă. Care este cel mai înalt nivel de studii din statul dumneavoastră? Astea. Șefa statului a mai specificat că informațiile colectate sunt confidențiale și protejate prin lege. De asemenea, președinta Maia Sandu a menționat că recenzorii vor bate la ușile cetățenilor până pe data de 7 iulie și că interviul durează aproximativ 10 minute. Și ce experiență ați avut? Diferite? Diferite, mai mult bune, știți? Mulțumesc tare mult! Da, vă mulțumesc mult și eu! Sper să avem un exercițiu complet, corect și pentru mulțumesc! Mulțumesc. Conform BNS, până la finele zilei de 30 mai 2024, în cadrul recensământului populației și locuințelor, au fost recenzate circa 2.167.000 de persoane. În prezent nu există probleme legate de nivelul apei în râul Nistru. La această concluzie a ajuns ministrul mediului, Sergiu Lazarencu, după ce a efectuat luni o vizită la stația de captare și de pompare a apei de la vadul lui Vodă. Se întâmplă după ce săptămâna trecută în spațiul public au apărut mai multe imagini video în care sunt surprinse unele tronsoane ale fluviului Nistru din zona orașului Hotin, Ucraina, secate în totalitate. În urma vizitei de lucru întreprinsă la stația de captare și de pompare de la vadul lui Vodă de către reprezentanții Ministerului Mediului, responsabilii Agenției Apele Moldovei și cei ai Apă Canal Chișinău au dispus crearea unui grup de lucru format din experți care să monitorizeze în continuu situația, a subliniat ministrul mediului. Am inspectat nivelul apei și starea de funcționare a pompelor. În concluzie, pentru moment, nu există probleme legate de nivelul apei în râul Nistru. Am dispus crearea unui grup de lucru care să vină cu un plan de acțiuni în caz de necesitate. Problema scăderii nivelului apei în râul Nistru a devenit actuală în ultima perioadă după ce pe internet au apărut imagini video în care se pot observa mai multe porțiuni secate ale râului Nistru. Atunci, Ministerul Mediului și Agenția Apele Moldovei au explicat că Republica Moldova nu este și nu va fi afectată de aceste fenomene hidrologice. Contactați de postul nostru de televiziune, reprezentanții Direcției Prognoze Hidrologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat au precizat că permanent sunt în contact cu instituțiile de resort din Ucraina. Dnistrovsk în ultimele câteva zile sau o săptămână ei diversează aproximativ 110 cuburi metru pe cub. Noi primim fiecare dimineață datele la dânșii. Dacă facem comparație cum a fost luna la începutul lunii mai, nivelurile a scăzut. La moment, în râul Nistru, pe teritoriul Republicii Moldova, inundații nu sunt prognozate și nu este pericol pentru vieții oamenilor. Între timp, cei de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat au emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Ne așteptăm ca să cadă ploi cu descărcări electrice și nu este exclus să avem și unele intensificări de vânt. De lângă acestea, ne mai așteptăm ca pe data de 8 și 10 să mai avem la fel instabilitate atmosferică care se va manifesta exact ca și ceea ce ne așteptăm astăzi. Ne așteptăm ca temperaturile să fie într-o tendință de creștere, dacă la începutul perioadei ne așteptăm să fie între 25-30, spre data de 9, deja vom avea temperaturi de până la 28-33 de grade Celsius. Codul galben de instabilitate atmosferică este valabil pentru perioada 4 iunie ora 10:30 de minute, 5 iunie ora 2:00.
În perioada 6-8 iunie la Chișinău va avea loc Moldova Digital Summit 2024. Evenimentul se va desfășura sub patronajul prim-ministrului Dorin Recean și are drept scop reafirmarea angajamentului țării noastre de a deveni un stat 100% digital până în anul 2030. De asemenea, în cadrul summitului, oaspeții vor descoperi o zonă expozițională de aproximativ 1000 de metri pătrați, acolo unde vor fi prezentate inovații, servicii și soluții digitale. Astfel, pe data de 6 și 7 iunie la Chișinău Arena, comunitatea IT, cea de afaceri și instituțiile publice vor discuta despre transformarea și despre economia digitală. La summit vor fi peste 50 de vorbitori internaționali care vor aborda subiecte precum transformarea digitală la nivel guvernamental, integrarea în piața digitală, dezvoltarea unui ecosistem digital global și rolul dezvoltării capacităților a inteligenței artificiale și a securității cibernetice pentru obiectivele de țară. Totodată, în cadrul summitului vor avea loc demonstrații în timp real, inclusiv semnături electronice și ID-uri digitale, iar viitorii antreprenori își vor putea chiar înregistra afacerea. Pe data de 8 iunie, TechWheel Expo Day va oferi experiențe captivante, tehnologii educaționale și proiecte inovative create de tineri. Marți, peste 3100 de elevi Alolingvi au participat la susținerea examenului la limba și literatura română în cadrul sesiunii de bacalaureat 2024. În 59 de centre de bacalaureat din întreaga țară, inimile tinerilor au bătut mai repede decât de obicei, iar cu o parte dintre ei am reușit să vorbim și noi și să furăm impresii din prima sursă. Majoritatea elevilor pe care i-am surprins la câteva licee din sectorul Buiucani al capitalei au ieșit practic cu o oră mai devreme de timpul preconizat. Cred că primul examen trebuie să scriu un costum, să am un noroc în așa sens, cred că. Și cum crezi, costumul ți-a adus noroc? cred că da. Am venit așa la ușurel, cu costum am îmbrăcat și m-am pregătit ieri de examen, am citit tot ce trebuia de citit. Și taman, meștru Manole, acolo a fost la examen. M-am pregătit destul de bine și consider că bacul nu era așa de dificil. Eu am scris totul. Am avut parte de surprize pentru că știam că n-a să fie meștru Manole, eu nu prea am fost pregătită de el, dar totuși am scris, așa că totul va fi bine. Из румынского я только знаю «Bună ziua», но что-то написал. Точнее, всю работу. Sincer să vă spun, eu am așteptat că va fi puțin mai greu, dar când am intrat și deja mi-au dat lucrul, eu am înțeles că am să-l scriu destul de bine. Alea că m-am luat cu mințile, am așteptat și am scris totul destul de bine. Честно, никак не готовился. Только своими знаниями, то, что проходил за эти три года. De emoții mai mari au avut parte părinții și mentorii tinerilor. Unii, ca să nu piardă timpul în așteptarea odraslelor, și-au găsit și unele activități. Это я от удовольствия. Eu, din plăcere, îi împletesc o haină fiicei mele. Acum este inutil să îți faci griji. De învățat trebuie întreg anul. Cred în puterile fiicei mele. Скорее я уверена в силах своей дочки. Сам очень переживал за них, ночью не мог уснуть из-за этого, думал, наверное, за их результат больше, чем они сами. Мы пришли с самого утра, провели ребенка, все-таки первый экзамен, но волнуемся как? Волнуемся просто за ребенка, за его состояние, а не переживаем за знания, дети учились 12 лет, к этому готовились, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Am simțit susținerea mamei și m-am simțit din punct de vedere moral mai bine și se scria mai ușor. Meșterul Manole m-a surprins, însă restul a fost bine. Menționăm că 6 dintre candidații înscriși la examen au obținut nota 10 din oficiu la această probă în baza premiilor obținute în cadrul Olimpiadei Republicane la Limbă și Literatură Română pentru Alolingvi anul curent. Sesiunea de bacalaureat se va desfășura în perioada 4-21 iunie 2024. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării, aproape 19.000 de elevi au fost înscriși în cadrul acesteia. Astăzi, orașul Chișinău este orașul rețelelor mari, rețele de marketuri, de farmacii și rețele de telefonie mobilă și tehnică, dar micul business practic dispare, susțin reprezentanții fracțiunii PAS în CMC. Aceștia vin și cu anumite soluții pentru a îmbunătăți starea de lucruri în acest sens.
Orașul trebuie să fie echilibrat teritorial din punct de vedere economic, să fie dezvoltat sectorial cu microinfrastructura autonomă. Aparent, noi vedem schimbări în sectoare, da? Nimeni nu le poate nega. Fracțiunea PAS scoate pe tapet și planuri referitoare la dezvoltarea sectoarelor capitalei. Trebuie să începem să vedem Chișinăul mai amplu și să privim fiecare sector asemeni unui oraș și să-l dezvoltăm, ceea ce astăzi nu se întâmplă. Trebuie să începem să dezvoltăm sectoarele noastre și să integrăm suburbiile. Una dintre soluțiile experților este de a investi în hub-uri economice și industriale, în IT, în producere, în servicii. Fracțiunea PAS propune ca pentru început să valorificăm potențialul existent, începând cu sectorul Ciocana, unde avem disponibil un teren al municipalității de 54 hectare. Actualmente, fracțiunea PAS este în pregătirea unui proiect de decizii de valorificare a acestui teren pentru un hub economic-industrial. Reprezentanții PAS susțin că inițiativa va fi înaintată doar după ce va trece toate etapele de consultări publice, în cadrul cărora vor fi înaintate ideile referitoare la existența și activitatea acestui hub. Între timp, Primăria Municipiului Chișinău informează că au fost adjudecate 43 de loturi în valoare totală de circa 30 de milioane de lei. În rezultatul licitațiilor deschise pentru obținerea dreptului de închiriere a contractului pentru amplasarea unităților de comerț ambulant pe teritoriul orașului. Cel mai scump lot a fost adjudecat cu 8,28 milioane de lei, preț inițial 1,6 milioane lei. Cel amplasat în scoarul Mihai Eminescu, sectorul centru, cu suprafața de 50 de metri pătrați. Destinația, terase de alimentație publică, comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, produse de patiserie înghețată și produse street food. La cele 5 concursuri au fost expuse loturi pentru dreptul de a comercializa dingherete. Prețul inițial al loturilor expuse a variat de la 28.000 de lei până la 1.562.000 de lei. Termenul contractului pentru dreptul de comercializare din unități comerciale ambulante este de 5 ani pentru gherete și de 3 ani pentru tarabe automate cu vată de zahăr și sau popcorn și pentru servicii de închiriere a bunurilor recreaționale. 1,56 ani este termenul prevăzut pentru serviciile de agrement. Prima etapă a lucrărilor de reconstrucție a stației electrice Vulcănești a fost finalizată. Despre aceasta anunță întreprinderea de stat Moldelectrica. Potrivit reprezentanților instituției, acesta reprezintă un proiect important pentru modernizarea infrastructurii energetice a Republicii Moldova. Astfel, în cadrul primei etape, au fost demontate echipamentele vechi, fiind înlocuite cu altele noi. Lucrările au inclus și protecția anticorozivă a construcțiilor metalice și nivelarea teritoriului stației. Prin înlocuirea echipamentului primar, întreprinderea de stat Moldelectrica își propune să sporească fiabilitatea sistemului electroenergetic al țării. A doua etapă a lucrărilor va avea loc în toamna acestui an. Un grup de deputați ai majorității parlamentare și ai opoziției Republicii Moldova a plecat într-o vizită de studiu în Statele Unite. Aleșii poporului vor participa la programul Open World, care are întrept scop consolidarea cooperării dintre Statele Unite și Moldova, schimbul de experiență profesională și interacțiunea cu liderii politici americani. Toate cheltuielile pentru călătoria deputaților în Statele Unite ale Americii vor fi acoperite de către organizatori. Urmează ediția știrilor pe scurt. Pentru prima dată în istoria sa, Republica Moldova prezidează cea mai mare conferință internațională a muncii de la Geneva. Anul acesta, evenimentul a fost condus de către ministrul de resort Alexei Buzu. Delegații guvernului, angajatorilor și ai lucrătorilor din cele 187 de țări membre ale OIM vor discuta despre o gamă largă de probleme, inclusiv despre protecția lucrătorilor de impactul schimbărilor climatice și al pericolelor biologice, economia îngrijirii și principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă. Conferința are loc în perioada 3-14 iunie.
În luna mai, Parlamentul a votat pentru 40 de proiecte de regulamente. Astfel, în prima lectură au fost aprobate 14 inițiative legislative, iar în a doua lectură au fost aprobate 26 de proiecte. Înainte de a fi votate în plenul Parlamentului, documentele au fost revizuite în comisii permanente. Pe parcursul lunii trecute, comisiile parlamentare au desfășurat 28 de ședințe, în cadrul cărora au fost aprobate 33 de rapoarte, dintre care 10 comune și 47 de concluzii. Un grup format din 10 fermieri din Republica Moldova s-a deplasat în Germania pentru a se familiariza cu modelul german al camerelor agricole. Pe data de 3 iunie, aceștia au vizitat camera agricolă din Saxonia Inferioară, situată la Hanovra, pentru a înțelege mai bine cum funcționează o astfel de instituție și cum pot beneficia fermierii. Una dintre principalele activități ale camerei este identificarea practicilor agricole eficiente, contribuind la elaborarea proiectelor de lege referitoare la producția de animale, protecția plantelor și la producția de semințe. Inspectorii de mediu din Glodene au efectuat recent o serie de inspecții care vizează salubritatea, managementul deșeurilor, transportul lemnului și exploatarea forestieră ilegală în comunitățile de pe Valea Prutului. Drept urmare, inspectorii au descoperit numeroase încălcări ale standardelor de mediu și au întocmit protocoale în baza a două articole din Codul Penal al Republicii Moldova. Urmează o scurtă pauză de publicitate, rămâneți aproape! Un incendiu a izbucnit în după amiaza zilei de 3 iunie într-un apartament din capitală. Potrivit salvatorilor, persoanele au fost evacuate imediat și nimeni nu a avut de suferit. Potrivit primelor informații, flacăra deschisă a fost observată de la etajul 4 al unui bloc de locuit cu 9 nivele. Imediat la fața locului au fost îndreptate 5 echipaje de salvatori și pompieri. Atunci aceștia au stabilit că ard mai multe bunuri materiale dintr-o odaie a apartamentului. În timpul intervenției, salvatorii au evacuat 3 persoane de la etajele superioare, evitând intoxicarea acestora cu produsele de ardere. Pompierii au reușit localizarea incendiului la ora 18:23 de minute. Cauza și circumstanțele urmează a fi stabilite de specialiști. Tot în seara zilei de 3 iunie, pompierii din sudul țării au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit într-o casă nelocuibilă din orașul Cheader Lunga. Pentru stingerea flăcărilor au fost trimise 2 echipe de salvatori și pompieri. Ajunși aceștia au stabilit că arde gunoi din interiorul construcției cu suprafața de 84 de metri pătrați utilizată pentru depozitarea cutiilor goale. Angajații inspectoratului au reușit localizarea focului către orele 21:33 de minute, evitând răspândirea acestuia spre alte construcții din apropiere. Incendiul a fost lichidat complet la orele 21:38, iar în consecință au fost afectate ușele de la intrarea construcției și cheresteaua de pe copertină. Victime nu au fost raportate, cauza și circumstanțele urmează a fi stabilite de specialiști. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 50 de situații de risc. Carburanții se ieftinesc. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru miercuri, data de 5 iunie. Potrivit agenției, începând cu miezul nopții, atât benzina cât și motorina standard suferă modificări ușoare de preț. Benzina se va ieftini cu 14 bănuți și va costa la pompă 24 de lei și 59 de bani. Prețul motorinei standard se micșorează cu 10 bani, iar pentru un litru de carburant, șoferii vor scoate din buzunare 20 de lei și 59 de bani. Continuăm cu știri externe. Coordonatorul de comunicații strategice ale Consiliului de Securitate Națională de la Casa Albă, John Kirby, a spus că participarea vicepreședintelui și nu a președintelui la summitul pentru pace globală din Elveția nu diminuează nivelul de sprijin al SUA pentru Ucraina. Potrivit lui Kirby, nu există un singur lider în lume care să susțină Ucraina mai decisiv decât însuși Joe Biden.
Potrivit reprezentantului Casei Albe, participarea vicepreședintelui Kamala Harris în numele Statelor Unite la conferința din Elveția indică faptul că sprijinul american pentru Ucraina rămâne neschimbat. Anterior, Casa Albă a anunțat că Statele Unite ale Americii la summitul global pentru pace vor fi reprezentate de către vicepreședintele Harris și de către consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan. Presa scria anterior că Biden a planificat evenimentele de campanie în California pentru jumătatea lunii iunie, așa că nici el și nici vicepreședintele Kamala Harris nu vor putea participa la conferința din Elveția. În total, 107 țări și organizații și-au confirmat deja participarea la summitul pentru pacea globală. Israelul este gata să suspende ostilitățile din fâșia Gaza pentru 42 de zile. Despre aceasta anunță premierul Benjamin Netanyahu. În acest timp, autoritățile plănuiesc să elibereze toți ostaticii israelieni din enclavă. Dar nu este vorba despre încheierea completă a războiului, a subliniat politicianul. Israelul nu se va opri până când nu va elimina întregul grup Hamas. The Times of Israel explică că Netanyahu a făcut declarația în timp ce comenta planul propus de către președintele american Joe Biden pentru a rezolva conflictul din Orientul Mijlociu. Potrivit prim-ministrului israelian, documentul are și lacune. Reprezentanții opoziției israeliene și rudele ostaticilor îi cer lui Netanyahu să accepte termenii acordului. Ministerul de Externe al Egiptului a declarat că Hamas consideră că încetarea focului în faze propusă de către Biden este pozitivă. Forțele de apărare ale Israelului au confirmat luni moartea a încă 4 ostatici răpiți de gruparea teroristă Hamas în atacul din 7 octombrie. IDF susține că trupurile lor rămân încă în fâșia Gaza. Contraamiralul Daniel Hagari a declarat în timpul unei conferințe oficiale că circumstanțele referitoare la decesul ostaticilor sunt încă investigate. Potrivit informațiilor israeliene, aceștia au murit în urmă cu câteva luni. Între timp, Israelul continuă să efectueze atacuri asupra fâșiei Gaza și, de asemenea, desfășoară o operațiune la sol. În urma unui atac israelian, 7 persoane au murit în zona Nuseirat luni dimineață, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza. Agenția de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat a ONU estimează că acțiunile israeliene au forțat peste 1 milion de oameni să fugă din Rafah, situat în sudul fâșiei Gaza. Moartea unui polițist din cauza unui migrant a generat tensiuni politice în Germania înainte alegerilor europene. Activiștii de extrema dreapta din aripa de tineret a Partidului Alternativa pentru Germania au ieșit pe străzile din Mannheim, acolo unde a avut loc atacul. Activiștii cer politici mai stricte de azil. Oamenii care vin aici și nu apreciază ospitalitatea noastră ar trebui să plece și trebuie să vorbim în sfârșit și despre asta. Mitingul a fost clasificat de autoritățile locale drept extremist. În același timp, activiștii de stânga au organizat un miting împotriva urii și a violenței, condamnând retorica de extremă dreaptă. Folosirea unei astfel de crime a poliției în scopuri politice, cu puțin timp înainte de alegeri, este pur și simplu contrară democrației. De aceea suntem astăzi aici. Mai târziu, activiștii de stânga și de dreapta au fost despărțiți de poliție. Localnicii aduc flori și lumânări în piața centrală în memoria polițistului decedat în vârstă de 29 de ani. El a murit după ce a fost înjunghiat de mai multe ori în timp ce încerca să salveze oameni în timpul unui atac cu cuțit la Mannheim, vineri, în timpul unui protest împotriva islamului radical. Anchetatorii au spus anterior că suspectul este un cetățean afgan care locuia în Germania de aproximativ 10 ani. Nu avea antecedente penale și nu a atras atenția forțelor de ordine în trecut. Uniunea Europeană este în verba scrutinului electoral. Cetățenii comunității își aleg în această săptămână Parlamentul. Inițial vor vota țările de jos pe data de 6 iunie, dar și Irlanda. În alte țări, UE, votul va avea loc pe data de 8 și 9 iunie. Peste 400 de milioane de cetățeni din 27 de țări UE vor alege candidați pentru 720 de locuri în Parlament. Printre ei se numără 5 partide europene aflate la cârma principalelor instituții europene. Pe lângă actualul președinte al principalului organ executiv al UE, Ursula von der Leyen, în bătălia pentru acest fotoliu între liderii fracțiunilor Partidului Popular European. Este vorba despre reînnoirea Europei, Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Stânga Europeană și Verzii, Alianța Liberă Europeană. Membrii Parlamentului European sunt aleși la fiecare 5 ani prin vot universal direct. Actualele alegeri vor fi cele mai de amploare de la Brexit încoace.
În statul american, Delaware, a început primul proces împotriva fiului actualului președinte american. Hunter Biden a apărut în instanța din Wilmington pentru 3 capete de acuzare de deținere ilegală de arme. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 25 de ani de închisoare. În prima zi a procesului a început selecția 12 jurați. Hunter Biden a apărut la ședința de judecată însoțit de soția sa și de mama vitregă, prima doamna sua Jill Biden. Procesul va dura de la una până la două săptămâni. Într-o declarație scrisă emisă înainte de începerea procesului, Joe Biden a spus că nu dorește să comenteze procedura, dar are o dragoste fără limite pentru fiul său și are încredere în el, scrie Deutsche Welle. Fostul avocat, lobist și om de afaceri Hunter Biden este acuzat că a mințit despre faptul că nu a consumat droguri în timp ce completa formularul pentru achiziționarea unui revolver Colt Cobra 38 în anul 2018. În plus, în luna octombrie, a aceluiași an a păstrat arme la domiciliu timp de 11 zile, în timp ce era dependent de droguri. În total, în acest caz, Hunter Biden riscă până la 25 de ani de închisoare, precum și o amendă de $750,000. Avocatul lui Biden Jr., A.B. Lowell, spune că rechizitoriul este motivat politic. Potrivit acestuia, Hunter Biden, care a deținut arma descărcată timp de 11 zile, nu a reprezentat o amenințare la adresa siguranței publice, dar un procuror care cedează presiunii politice reprezintă o amenințare serioasă pentru sistemul de justiție din America. Coreea de Sud suspendă în totalitate acordul militar cu Coreea de Nord. Această decizie a fost luată la Consiliul Național de Securitate. Participanții la întâlnire spun că recentele provocări ale Pyongyangului au generat pagube reale și sunt o amenințare pentru populația țării. Consiliul Național de Securitate a decis să suspende pactul intercorean de reducere a armelor încheiat în 2018 până când încrederea reciprocă va fi restabilită, ca a răspuns la transportul masiv de baloane de gunoi de către Coreea de Nord în Coreea de Sud, scrie agenția locală de știri Yonhap, citând un comunicat de presă al biroului prezidențial din Coreea de Sud. Propunerea a fost înaintată cabinetului de miniștri al țării. Acordul militar din 19 septembrie, pe care RPDC l-a reziliat deja cu voce tare, creează multe probleme în pregătirea pentru lupta forțelor armate coreiene, explică cei din Seul, motivele deciziei într-un comunicat. Autoritățile sud-coreene mai spun că aceasta va permite desfășurarea unor exerciții militare în apropierea liniei de demarcație care au fost limitate de acord și vor fi luate măsuri mai adecvate și imediate împotriva provocărilor nord-coreene. Fermierii francezi și spanioli au blocat timp de o zi 8 drumuri care leagă Franța și Spania. În acest mod, ei vor să atragă atenția asupra lor înainte de alegerile europene și promit că vor extinde aria protestului dacă cererile lor nu vor fi ascultate. Potrivit organizatorilor protestului, după demonstrațiile din această iarnă, nu există un progres tangibil în mai multe puncte ale revendicărilor lor, cum ar fi scutiri de taxe pentru electricitate, securitate alimentară sporită, o revizuire a taxelor pentru sector și sprijin pentru accesul la centralele solare. Pe parcursul lunii ianuarie, fermierii francezi au organizat proteste la scară largă și violente, cu blocaje rutiere în toată țara, și le-au încetat după ce guvernul a făcut o serie de promisiuni. Una dintre propunerile cheie este consacrarea în legislație a obiectivului suveranității alimentare a Franței și raportarea anuală a progresului în acest sens. Reamintim că și în Polonia fermierii sunt nemulțumiți de cerințele Pactului Verde European. Ministrul francez al culturii, Rachida Dati, a propus introducerea de sancțiuni penale pentru deteriorarea picturilor după o serie de acțiuni ale activiștilor pentru schimbările climatice. Ea a menționat că a înaintat deja o propunere în acest sens ministrului justiției. Apelul către Ministerul francez al Justiției a fost trimis după un incident la Muzeul Orsay din Paris. Atunci, un activist al grupului Food Retribution a acoperit tabloul Poppies al impresionistului Claude Monet cu o bucată de pânză de ulei. În ciuda faptului că pictura nu a suferit deteriorări, pe numele activistului a fost depusă o plângere. O astfel de distrugere a artei de către criminali nu poate fi în niciun fel justificată. Aceste practici trebuie
să înceteze, a spus ministrul. Nu este prima dată când astfel de acțiuni au loc în muzee din Franța și din alte țări europene. Adesea, activiștii toarnă diverse lichide de pânze pentru a atrage atenția asupra problemelor de mediu, deoarece picturile sunt de obicei înrămate și stau în spatele unor sticle, adesea ele nu au de suferit. Cancelarul german Olaf Scholz a vizitat luni zonele afectate de inundații din sudul țării. Oficialul a ajuns în orașul Recklinghausen, însoțit de către ministrul de interne Nancy Faeser și de către premierul bavarez Markus Söder. Potrivit lui Scholz, locuitorii germani trebuie să se adapteze din ce în ce mai mult la dezastrele naturale, în special la inundații, care au loc cu o frecvență din ce în ce mai mare. El a mai spus că obiectivul de a opri schimbările climatice provocate de om nu trebuie neglijat. Este a patra oară în acest an când vizitez o anumită zonă de operare pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Dar acesta este și un avertisment. Prin urmare, nu trebuie să neglijăm sarcina de a opri schimbările climatice provocate de om. Acesta este de asemenea un avertisment pe care ni-l transmite acest dezastru. Ploile abundente au provocat inundații pe scară largă în sudul Germaniei, în Bavaria și Baden-Württemberg. Mii de oameni au fost nevoiți să se evacueze. Autoritățile au avertizat că nivelul apei ar putea crește și mai mult în unele zone. Potrivit ultimelor date, cel puțin 4 persoane au murit în urma dezastrului natural. Inundațiile au cauzat perturbări serioase ale serviciilor de transport. Unele secțiuni ale râului Rin sunt închise pentru nave din cauza ploilor abundente. De asemenea, potrivit surselor, ar fi cedat și un baraj pe râul Par din Bavaria. Averse musonice și vânturi puternice au lovit Sri Lanka. 14 persoane au murit, iar altele 5 sunt încă dispărute. În partea centrală a statului insular, peste 4.000 de case au fost avariate din cauza inundațiilor. Autoritățile au trimis mai multe echipe de salvare pentru a ajuta victimele. Potrivit meteorologilor, acolo ploile abundente vor continua până la jumătatea săptămânii. În Indonezia s-a trezit din nou vulcanul Hibu. De această dată, coloanele de cenușă au ajuns la o înălțime de 5 km, anunță Serviciul Geologic al țării. Erupția a durat mai mult de 6 minute, iar localnicii nu au fost evacuați. Anul trecut, Hibu a erupt de peste 200 de ori și a devenit al doilea cel mai activ vulcan din regiune. Amintim că Indonezia este situată pe cercul de foc al Pacificului și are 127 de cratere active. Oamenii de știință britanici au dezvoltat o nouă analiză care poate determina probabilitatea reapariției cancerului de sân. Testul detectează cantități mici de ADN canceros în sânge. Cercetătorii spun că noua metodă este o descoperire și ar putea ajuta mai multe femei să învingă boala. Acum, recidiva poate fi diagnosticată cu 3 ani înainte ca tumorile să fie detectate. Anual în întreaga lume sunt înregistrate peste 2 milioane de cazuri de cancer de sân. Un avion de antrenament militar s-a prăbușit în centrul Turciei, anunță Ministerul Apărării al țării. Incidentul a avut loc în provincia Kayseri. La bord se aflau 2 piloți, ambii au murit. Cauzele accidentului se investighează. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați să ne urmăriți și în continuare. În grila postului nostru de televiziune se regăsesc buletine informative, seriale, filme, emisiuni de divertisment, dar și analitice. Eu sunt Irina Boțu și vă mulțumesc pentru atenție. Fiți aproape, urmează buletinul informativ în limba rusă. Numai bine! Ați urmărit un buletin informativ destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz.